Bună seara, dragii mei, și bun găsit la Lecturi din Carantină, un proiect al Teatrului Stella Popescu. Și în seara aceasta vă voi citi un text scris de Adrian Pintea, care se regăsește în volumul Pământul Americanului. Respirație liberă. Suntem foarte complicați. Capricioși, irascibili, pretențioși, vii, buni și răi, capabili de pași fabuloși peste prăpăstii, ca și de prăbușiri răsunătoare. Ecoul însuși pălește înspăimântat când ne prăbușim. Admit că suntem. Asta îmi dăruiește un frumos răgaz de a-mi chema pe nume prietenii, fostele iubiri, părinții, vecinii oarecare, trecătorii a căror privire se lasă prinsă de aparatul meu de fotografiat pe ascuns. Realitatea este reală. Ce șoc! Câtă înțelepciune! Totul este. Cariera filozofică a acestui adevăr este în egală măsură dramatică și optimistă. Ca un vitraliu pictat de Chagall, ca un catren răzbunător și zăpăcit de Esenin, ca ochii incomparabili ai mamei mele, ca lumina vărsată de reflectoare pe scenă, ca poza mea proastă din buletin, ca bucuria în galop a fostului meu cal de film, Mădălin, ca apa de la chiuvetă când are destulă presiune, ca fericirea pe puncte, ca un vârf de creion pe care hârtia albă nu-l surghiunește, ca o glumă stupidă spusă pe front, ca un zâmbet zâmbit oricui, ca o sanda acasă încălțată cu sfială după multă vreme, ca un ceas reparat, ca o agendă cu adrese care s-au schimbat de mult, ca o umbră de salcie dulce peste un om adormit lângă apă, ca un telefon care sună la timp. Totul este. Abia înțelegând această evidență prin ciară, începem să respirăm liber. Vizita pe care ne-o face aerul devine o mândrie frumos îngrijită. O demnitate uitată înflorește în plămânii noștri de dați la tutun. Lumea din jur își pune cămașă curată și ne dă bună ziua. De bucuria că suntem, ne repezim la garderoba de plânsuri și-l alegem pe cel mai curat și cel mai omenesc. O respirație liberă, ca începutul unui somn de copil cu pumnii la gură, într-o lume care totuși ne vrea. Mâine, în zori, vom scrie piese, romane, nuvele și munți albaștri de poezii, atingându-ne fericiți unul pe altul și șoptindu-ne emoționat și strict confidențial. Trăim, respirăm, suntem. Totul este. Post scriptum. Respirația este liberă doar în absența categorică a oricărui fel de minciună. Adevărul respirației este oxigenul, așa cum mersul pe jos este egal cu privitul înainte. Vă îmbrățișez cu toată dragostea și vă aștept săptămâna viitoare la Lecturi din Carantină.